Doamnelor și domnilor, în acest moment avem această știre de ultimă oră care este dată de presa britanică. Marea Britanie analizează posibilitatea de a livra avioane de vânătoare Ucrainei. Marea Britanie analizează în mod activ posibilitatea de a furniza avioane britanice Ucrainei, a declarat un oficial guvernamental britanic către, pentru The Guardian. Uh, premierul, uh, i a cerut ministrul apărării Ben Wallace să investigheze ce avioane ar putea fi oferite de Marea Britanie Ucrainei, a mai declarat oficialul guvernamental. Oficialul citat a spus că o astfel de livrare ar putea avea loc pe termen lung, o eventuală decizie occidentală de furnizare de avioane, de vânătoare pentru Kiev ar putea reprezenta pentru uh, Ucraina uh, un moment de cotitură în război. Vom vedea dacă este așa și vom vedea în această seară uh, în uh, direct, pentru că vor fi declarații, cum vă spuneam mai devreme, președintele ucrainian ajunge la Paris unde se întâlnește cu, premier, cu președintele și cu cancelarul German.